Acum, ultima planșă este aceea care vrea să răspundă la întrebarea care este cel mai mare obstacol în calea vindecării. Aici am reprezentat conflictul dintre doi oameni. Aici să zicem că e un om al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, dar aici un ins oarecare. Aici diavolul care exploatează legăturile acestea nedumnezeiești care se nasc într-un conflict, legături pe care diavolul le aduce înainte lui Dumnezeu ca să ne părăsească înainte lui. Uite, copiii tăi, oamenii tăi, creați după chipul și asemănarea ta, cum îți încalcă dreptatea. Iubirea de semeni și iubirea de Dumnezeu sunt încălcate într-un conflict din ăsta deschis, care creează legături nedumnezeiești, vorbe de ocară și lovituri și alte lucruri. Omului Dumnezeu ce trebuie să facă? În primul rând, să-i acorde iertare celuilalt. Ăsta e primul pas pe care omului Dumnezeu trebuie să-l facă. Și acest pas ține de tine și de credința ta în Dumnezeu și în principiile lui Dumnezeu. Ni se spune în Scriptura că trebuie să iertăm, că dacă noi nu iertăm, nici Tatăl Ceresc nu ne va ierta. Deci, din punct de vedere rațional, noi trebuie să înțelegem că noi suntem obligați să iertăm și iertarea asta este înaintea lui Dumnezeu. În prima fază nici nu are de-a face cu nicio confruntare cu celălalt om. Deci noi trebuie să realizăm această iertare în cele trei domenii ale ființei noastre, rațiune, voință și emoții. Și anume, rațional înțelegem că e voia lui Dumnezeu să iertăm, chiar să facem bine vrăjmașilor noștri, ne zice Scriptura, să binecuvântăm pe vrăjmașii noștri ca să aduce ca niște cărbune aprinși pe capul lor, în așa fel încât Dumnezeu poate să-i cerceteze și să le marcheze și lor viața. Voința noastră este pusă în aplicare prin cuvintele noastre, noi, prin mărturisirea cu buzele noastre, rostim iertarea pe care o acordăm. O greșeală care se face frecvent, Doamne, vreau să iert. Nu, trebuie să spunem, Doamne, aleg să iert. Sau, Doamne, îl iert pe cel care mi-a greșit. Da? Iar apoi, emoțiile noastre trebuie vărsate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că emoțiile ne sunt date pentru o singură zi. Ca și mana, cum spunea cineva. Zice Scriptura, să n-apună soarele peste mânia voastră. Mâniați-vă și nu păcătuiți. În Efesen 4:27 spune să n-apună soarele peste mânia noastră, pentru că mânia noastră, după aceea, dacă nu respectăm acest principiu, ca și mana, se împute și dă viermi. Cum zice Scriptura, că se întâmpla cu mana, ceva similar se întâmplă și cu mâniile noastre. Dau lăstări de amărăciuni și devin hrana demonicului mai apoi, care poate să-ți dea mai multe gânduri de amărăciune, mai multe judecăți, condamnări, respingeri și toate lucrurile acestea. Da? Ei, acum ce e de făcut cu emoțiile? Emoțiile trebuie vărsate înaintea lui Dumnezeu, așa cum ai vărsa apa dintr-un pahar. Sigur că într-un conflict apar tot felul de emoții. Emoții de mânie, de respingere, de judecată, de frică, de, eu știu, o sumedenie de emoții. E atunci când te hotărăști să le deșerți înaintea Domnului, le deșerți printr-o mărturisire înaintea Lui. Această deșertare înseamnă rostirea lor, înseamnă exprimarea lor înaintea Lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Atunci când le rostim, este ca și cum am goli acel pahar emoțional, pentru ca Dumnezeu să poată pune acea pace care întrece orice pricepere. Dacă nu, ne imaginăm că paharul e plin de emoțiile noastre și Dumnezeu, Tatăl nostru, ar vrea să ne pună pace, să ne dea pace aceea care întrece orice pricepere și nu are unde să o pună. Deci să ne imaginăm lucrul acesta. Unde îl găsim în Biblie? Păi îl găsim în mai multe locuri, dar v-aș sugera să vă uitați în Psalmul 13, care este cel mai scurt psalm în care vedem acest principiu al deșertării emoționale, în care David se plânge, până când, Doamne, mă vei uita, până când îi vei lăsa pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Deci începe să se plângă că are vrăjmași, care se bucură de chinurile pe care le aduc vieții lui. Și după ce își deșartă amărăciunea inimii în patru versete, în următoarele două, ultimele două,
Zici că e altă persoană. Zice, când Domnului că mi-a făcut mult bine. Deci starea lui emoțională se schimbă după această deșertare emoțională. La fel în Psalmul 69, unde apar și blesteme, unde apare David, cel care își imaginează cum ar fi vrut el să fie și să fie pedepsit, pedepsiți vrăjmașii și așa mai departe. Ei, astea sunt, zic eu, sunt trăirile pe care David le-a avut în conflicte și în toate, și după ce se descarcă de ele, de aceste dorințe pe care le-ar fi avut inima lui, el iarăși se detensionează, cântă Domnului pentru binele pe care îl face, pentru prezența lui. Acum, această deșertare emoțională are două avantaje. Una, că te descarcă pe tine de bagajul acesta pe care cel rău îl folosește altfel. Și în al doilea rând, această deșertare emoțională îți mărește intimitatea cu Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi să clasificăm relațiile interpersonale în trei trepte, am putea să spunem așa. Între persoane există trei tipuri de relații. Unu, relații foarte superficiale în care te cunoști cu cineva, cu un vecin, cu unul pe care l-ai întâlnit cândva, ți s-a făcut cunoștință cu el și vă salutați doar. Da? La nivel superficial, doar saluturi. Un alt tip de relație mai intimă este cel al schimbului de idei, de părere. Ce părere ai de economia aceasta, de micșorarea pensiilor, de vreme și așa mai departe. Deci schimburile de idei. Un grad de mai mare intimitate cu cealaltă persoană. Dar cel mai mare grad de intimitate cu cealaltă persoană o ai atunci când îți exprimi emoțiile față de cealaltă persoană. Și la acest tip de relație nu au acces decât prietenii intimi, cărora doar lor le spui, băi, așa de prost m-am simțit când omul acela cu care m-am certat mi-a spus vorbe de ocară, m-a umplut de jenă, de frică, de respingere și așa mai departe. Da? Ei, faptul că noi le verbalizăm emoțiile noastre, le spunem lui Dumnezeu, nu că El nu le-ar ști, El le știe. Dar noi, pe de o parte, deșertăm paharul emoțional, așa cum spuneam, și pe de altă parte, facem din Domnul Iisus, din Dumnezeu, facem cel mai intim prieten al nostru, pentru că îi le spunem Lui. Și atunci am făcut primul pas, acesta al iertării. Ce se întâmplă dacă nu îl facem pasul acesta și revin la pasul acesta emoțional, de deșertare emoțională? Deși am declarat că am iertat, am știut că e bine, că e după Scripturi, dacă nu am făcut deșertarea emoțională, atunci când ne aducem aminte de persoana cu care ne-am certat, începem să simțim emoții negative, sau când îl întâlnim, când îl vedem, când îi auzim vocea, toate aceste emoții negative care se stârnesc în prezența sau la amintirea vrăjmașului, sau fostului vrăjmaș, ne dau diagnosticul că nu s-a produs vindecarea, deșertarea emoțională acolo. Apoi, al doilea pas este cel al pocăinței, al cererii de iertare. Doamne, iartă-mă că și eu am zis vorbele, am făcut lucrurile acelea, Doamne, iartă-mă pentru păcatul meu. Și atunci se produce cealaltă dezlegare, drepturi pe care le are diavolul din cauza păcatelor tale proprii. Apoi putem să alungăm duhurile răutății care au avut acces asupra vieții noastre, iar în final, al treilea pas este cel al reconcilierii, pe care îl putem face cu mai mare succes dacă i-am făcut pe ceilalți să ne dezlegăm de cel cu care am fost în conflict, să ne cerem iertare pentru păcatele noastre, nu? 1 Ioan 1:9, cum spuneam, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească, deci îl putem alunga pe cel rău din viața noastră, iar apoi abia să mergem la cealaltă persoană, ca unul care merge asemenea Domnului Iisus, să-L salveze și pe El, pentru că faptul că noi i-am acordat iertare nu îl face pe El un om drept. El este tot sub osânda și influența diavolului, fiindcă a greșit înaintea lui Dumnezeu și a încălcat dreptatea lui Dumnezeu. Al treilea pas ar fi cel de reconciliere, dar fiindcă tu ești deja un om descărcat emoțional, devirusat de cel rău, tu te duci liniștit și pașnic ca să-l salvezi și pe celălalt
și nu să câștigi o ultimă bătălie. Și atunci ai cele mai mari șanse ca și relația aceasta să fie restaurată, să fie pusă în termenii în care Dumnezeu vrea să aibă oamenii relații între ei. O altă întrebare care se pune, de ce să-l iert pentru că nu merită? Noi nu iertăm pentru că celălalt ar merita, ci noi iertăm fiindcă nouă ne face bine. Îl iertăm pentru că așa a spus Domnul Iisus să facem. Și Domnul Iisus a dovedit și practic lucrarea aceasta de iertare. Deși era biciuit, răstignit, chinuit, bajocorit în cel mai barbar mod de pe fața pământului, el a dovedit iertarea pe care o acorda chinuitorilor lui umani, spunând: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci iată că el a dovedit și practic calea pe care trebuie să o urmăm și noi ca oameni, oricât de mult ne-ar fi greșit. Nu iertăm pentru că merită, ci pentru că nouă ne face bine și că Dumnezeu ne cere acest lucru și că este după spiritul și caracterul lui Dumnezeu să fim niște iertători. Aceasta este cheia vindecării și eliberării. Într-o consiliere spirituală cu lucrurile acestea începem, cu acordarea iertării tuturor celor care ne-au greșit, pentru că principiul este clar enunțat în Scriptură. Dacă noi nu iertăm, nici nouă nu ni se va ierta. Deci degeaba ne cerem noi iertare pentru păcatele noastre dacă noi le ținem pe cele ale vrăjmașilor noștri. Și atunci, ca nouă să ni se poată ierta, trebuie să acordăm și noi iertare. Deci asta este ultimul principiu, dar și cel mai de bază și cheia vindecării personale stă tocmai în aplicarea acestui principiu al iertării. Deci, care este cel mai mare obstacol în calea vindecării? Cheia vindecării personale este trăirea în iertarea necondiționată a tuturor celor care îți greșesc. Asta nu înseamnă că lucrul acesta te obligă ca să începi exact același tip de relație. Dacă un om ți-a cerut împrumut niște bani, o mare sumă de bani, să dau un exemplu, și el nu ți-a mai adus și tu l-ai iertat, asta nu înseamnă că în ziua următoare, după ce tu l-ai iertat, tu trebuie să-i acorzi din nou un alt împrumut, că el ți-l cere și că el se prevalează de faptul acesta că tu l-ai iertat. Nu. Tu trebuie să te asiguri că el nu va mai păcătui în același mod. Deci nu ne obligă Dumnezeu să facem exact același lucru cu omul cu care am avut conflicte, pentru că noi i-am acordat iertare. Deci trebuie să cerem înțelepciunea lui Dumnezeu, dar noi trebuie să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri, chiar dacă ei nu ne acordă iertarea pentru partea noastră de vină, care ar fi fost să fie mai mult mai mică decât a lor, sau eu știu, lucruri ca acestea, ci noi să ne rugăm pentru ei așa cum am vrea ca cineva să se roage pentru noi atunci când noi am avea probleme în anumite domenii. Adică Dumnezeu să se atingă de acele domenii din viața lor în care ei au probleme. Deci vrăjmașii noștri sunt profesorii noștri de iubire de vrăjmași. Și noi trebuie să ne manifestăm această iubire de vrăjmași prin faptul că ne rugăm ca vrăjmașii noștri să fie îndreptați. Noi ar trebui să ne rugăm chiar și pentru vrăjmașii noștri, nu să le dea succes în toate domeniile, ci să le, ca Domnul să poată să îi îndrepte în domeniile acestea în care au lacune și în care sunt virusați de cel rău și în care reușesc să cadă în păcate și să vatăme pe cei din jur.